oamenii dreptății. Cum arată o zi din viața unui procuror atunci când el nu e la serviciu, când nu se ocupă de un dosar? E un om absolut normal, care face cumpărăturile în Carrefour și duce gunoiul. În principal stau cu copiii. Îmi place foarte mult să mă plimb, să ies cu ei în parc, să ne jucăm. Uneori mai mergem la teatru sau la film. Mă relaxez, îmi place să călătoresc, îmi place să mă bucur de toate oportunitățile pe care le oferă Bucureștiul. Merg la teatru, merg la operă. Îmi plac concertele și festivalurile de muzică. Eu, deși sunt destul de ocupat, nu sunt atât de ocupat încât să ajung să mă plâng și să spun că nu mai am timp să citesc o carte. Asta ar fi mult prea mult și ține până la urmă de fiecare să-și facă timp pentru el. E esențial. Ce fel de filme vă plac? Filmele românești. Surprind realități din viața de zi cu zi și le transpun și de foarte multe ori mă identific cu ideea din piesa de teatru sau din film. Mă plimb. Pe unde? Pe unde apuc? Pe munți. Povestiți despre cazurile pe care le aveți acasă sau prietenilor. Acasă mă întâlnesc cu soțul meu, care de altfel este și colegul meu de muncă. Și ce am de discutat, discut tot la serviciu. Dar acasă deja avem alte preocupări. Ne gândim la cu totul altceva, știm ce a făcut fiecare pe la serviciu și nu mai vrem să mai discutăm despre serviciu. Eu cel puțin încerc destul de mult să nu aduc profesia acasă, mai ales că este una cu încărcătură destul de mare. Vă afectează ceea ce aflați la cabinetul notarial în vreun fel, în viața privată? Eu zic că nu. Zic că închid ușa și au rămas acolo, dar mă gândesc la ele. Mă gândesc în chestiuni de familie la care nu ai cum să nu te gândești când ți se expun. Nici nu sunt convinsă că e foarte bine să-ți contaminezi zona de liniște cu lucruri care sunt strict profesionale. De principiu reușesc să separ ce se întâmplă la serviciu de ce se întâmplă acasă. Nu sunteți mai prudentă sau mai bănuitoare? Nu sunt. Dintotdeauna am fost genul care a acordat prezumția de nevinovăție cu larghețe tuturor. Până la proba contrarie, sigur, dar îmi place să trăiesc și eu și să-mi cresc și copiii într-un sentiment de siguranță și de libertate, nu într-un sentiment de grijă și de suspiciune.